Judecătorii CCR au analizat mai multe sesizări primite în urma de secretizării unor informații din rapoartele serviciilor secrete. Aceste documente au fost prezentate în cadrul unei ședințe axat și par să scoată la lumină posibile nereguli legate de campania electorală a lui Călin Georgescu. În urma acestor sesizări, CCR a decis că există suficiente elemente pentru a anula rezultatele primului tur al alegerilor. În ședința din data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională, în vederea asigurării corectitudinii și legalității procesului electoral, și-a exercitat atribuția prevăzută de art. 146 litef din Constituție și, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele. 1. În temeiul art. 146 litef din Constituție, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea președintelui României, desfășurat în baza hotărârii Guvernului nr. 756-2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru președintele României din anul 2024 și a hotărârii Guvernului nr. 1061-2024, privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea președintelui României în anul 2024. 2. Procesul electoral pentru alegerea președintelui României va fi reluat în integralitate, guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea președintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare. 3. Prezenta hotărâre este definitivă și general obligatorie, se publică în Monitorul Oficial al României, partea I, și se aduce la cunoștință publică, se arată în comunicatul emis de CCR. Dincolo de implicațiile constituționale, situația are și o latură penală. Parchetul General investighează acum documentele prezentate în XAT, iar DICOT a deschis o anchetă privind posibila constituire a unui grup infracțional organizat în legătură cu finanțarea campaniei lui Călin Georgescu. Surse judiciare sugerează că investigațiile ar putea dezvălui legături complexe între campania electorală și diverse interese ascunse. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.